Bună dimineața, vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi. Declarația mea politică de astăzi, am intitulat-o Flagelul drogurilor trebuie combătut acum. În România, traficul de droguri a crescut pe măsură ce traficanții și-au diversificat metodele de distribuire și au extins portofoliul de produse oferite pentru consum. Pericolul cel mai mare însă îl reprezintă constatarea că vârsta consumatorilor a coborât constant, ajungând până la 10-11 ani. Această tendință trebuie oprită. Gravitatea situației a fost înțeleasă și instituțiile cu responsabilități în combaterea traficului de droguri s-au mobilizat într-un efort fără precedent, iar rezultatele concrete nu au întârziat să apară. Doar în perioada 13 la 19 septembrie, pe teritoriul țării noastre, Poliția Română a localizat aproape 500 de persoane care fac obiectul unor semnalări în sistemul informatic Schengen. Polițiștii români au pus în aplicare 17 mandate europene de arestare, au depistat 60 de persoane semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării pe teritoriul Schengen și alte 214 persoane care le-au căutate în vederea participării la o procedură judiciară. Folosesc acest prilej pentru a felicita încă o dată Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, împreună cu toate structurile care au sprijinit desfășurarea și finalizarea acestei misiuni. Înțelegând pericolul pe care îl reprezintă creșterea consumului de droguri, Parlamentul României s-a alăturat efortului comun de combatere a acestui fenomen extrem de periculos. Anul acesta am adoptat legea 2 mai, prin care traficanții de droguri nu mai pot fi condamnați cu suspendarea executării pedepsei privative de libertate. Tot anul acesta a fost adoptată și legea care prevede înființarea registrului traficanților de droguri, ce va deveni operațională de la 1 ianuarie 2025. În sfârșit, aș dori să mă refer aici și la o a treia lege, adoptată și promulgată tot în 2024, prin care proprietarii și administratorilor de locuințe din România riscă până la 5 ani de închisoare dacă tolerează consumul de droguri în casele lor. Toate actele normative menționate anterior stau mărturie că există voința politică necesară de a combate flagelul drogurilor. Să avem mereu în vedere faptul că prevederile consumului de droguri începe cu educarea tinerilor despre pericolul generat de ingerarea acestor substanțe. În același timp, este important să încurajăm pe tineri să se implice în activități pozitive și să le oferim opțiuni alternative. Nu în ultimul rând, noi înșine trebuie să fim un model pentru tineri, un exemplu demn de urmat. Viorel Sălan, deputat PSD de Hunedoara. Vă mulțumesc!